N-am mai făcut vlog de atâta timp. Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. După cum poate știți sau nu știți, de curând am împlinit 16 ani, iar astăzi am să vă arăt ce cadouri am primit de ziua mea, deci haideți să începem. Am să încep cu un cadou de la mine pentru mine. Are sens ce zic? Și anume este vorba de un Nintendo Switch pe care mi-l doresc de foarte multă vreme și pentru care în sfârșit am reușit să strâng banii ca să-mi cumpăr drept cadou de ziua mea. Deci, uitați-le aici, dați o secundă. Uitați-le aici în toată splendoarea lui. No notes. Long story short, îmi doresc o consolă de genul ăsta de foarte, foarte mult timp pentru că sunt o mare fană a jocului Just Dance și întotdeauna am jucat la prieteni sau la familie, dar niciodată nu l-am avut eu acasă ca să joc cât vreau și când vreau. Așa că, da, mi-am dorit o consolă ca să pot să joc Just Dance sau, bineînțeles, și alte jocuri, dar în general Just Dance. Și o să vedeți și mai târziu ce am primit cadou, pentru că multe au legătură cu asta. O să continuăm cu cadourile de la părinții mei, care se află în aceste două punguțe negre. Dați un pic. De fapt, mai am ceva de la ei și în aceasta, dar am să vă arăt imediat ce termin cu astea două. Uitați-vă puțin la ambalaj, la punguțele acestea, care arată absolut demențial. Uitați-vă cât de luxury arată. De fapt, sunt de lux, deci da. Avem aici prima cutiuță. Ceva. Prima cutiuță care la fel arată foarte wow. Să-ți vă arăt așa. Și avem aici un inel de aur. Un inel de aur cu formă de fluturaș. Nu știu cât de bine se vede pentru că bate lumina de la ring light în el. Deci nu știu dacă vedeți ceva. Să-l scot de aici. Pe mână arată cam așa, adică pe deget, mă rog, pe deget arată cam așa. Are așa o deschizătură aici ca să se regleze mai ușor pe deget. Trecem la următoarea cutiuță, care la fel conține un inel tot de aur și acesta. Acesta arată cam așa, are doi fluturași și este așa un fel de spirală și cam așa arată pe deget. Mi se pare super, super drăguț. Și avem aici și a doua punguță. Aici avem o cutiuță ceva mai mare, pentru că înăuntru avem un lănțișor de aur cu litera numelui meu. Uitați-vă cât este de drăguț. Singurul dezavantaj este că mi se pare un puțin cam subțire, dar na, trebuie să am grijă cu el. Nu-mi place cum îmi stă părul aici. Trecem mai departe la următorul cadou de la sora mea și cum spuneam mai este ceva aici de la părinții mei, deci am să încep cu acela prima dată. Avem în punguța asta un inel de argint. Inelul arată cam așa, nu știu cât de bine puteți să-l vedeți, pentru că din nou bate lumina de la ring light și nu știu cât de bine se vede. Iar pe deget arată cam așa. Aici în cutiuță de la Splendor, uitați-vă cât este de frumoasă și aceasta, avem cadou de la sora mea, acest set superb de cercei și de lățișor în formă de brascuțe stasă. Uitați-vă cât sunt de drăguți. Mulțumesc, Suri, și mulțumesc, Ștefan. Continuăm tot cu un cadou de la părinții mei și anume este vorba de o geacă de la Review. Este o geacă neagră, simplă, subțire, pentru că aveam nevoie de o geacă mai subțire, pentru că, nu știu, într-un fel am doar cești groase. Iar aceasta mi se pare perfectă. Stăt să o pun și pe mine. Ignorați, vă rog, outfit-ul of the day.
cam așa. Mi-am prins. Geaca arată cam așa. După cum spuneam, este simplă și nu prea știu ce să mai spun despre ea, deci trecem la următorul cadou. Continuăm cu un cadou de la una dintre cele mai bune prietenele mele, care era mult mai frumos ambalat când am primit. Am să vă las o poză undeva aici, pentru că am mai primit și flori și o felicitare foarte drăguță pe care nu știu unde am pus-o. Serios, ce-am făcut cu ea? Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Uitați. Toată această chestie a fost făcută de ea. Uitați-vă puțin. Este de frumos. Avem aici un calendar cu luna februarie și cu data mea de naștere într-o inimioară. Și avem aici încă o felicitare făcută de ea. Uitați-vă cât de frumos. Uitați-vă puțin cât este de frumos. Și avem aici și cadoul principal. Și anume, este vorba despre un charm pentru brățările Pandora Moments. Nu știu cât de bine se vede, sunt niște inimioare, să-ți un pic. Da, nu prea vrea să se focuseze. Este un medalion pentru genul acesta de brățări. Eu am două astfel de brățări și am deja câteva medalioane, iar ea mi-a dat încă unul. Uitați-vă cât este de drăguț. Mai avem aici încă un cadou de la părinții mei, pe care din greșeală l-am sărit mai devreme și este vorba despre un tricou. Un tricou negru simplu de la Calvin Klein. Un tricou pe care să pot să îl port la ora de teatru și film, unde trebuie să ne îmbrăcăm mereu în negru, sau la ora de sport, pentru că este ceva mai lunguț. Nu știu, dar mi se pare foarte interesant cum este el aici jos, așa mai lung în spate și rotund, așa. Deci, da, nu mai sunt multe de spus, trecem mai departe. Putem, vă rog, să vorbim despre cât de asortată este punga cu rochia pe care am purtat-o de ziua mea. Adică, uitați-vă puțin aici, la poză, aici. Uitați-vă cât este de asortat. Trecem mai departe la următoarele cadouri. Am aici o felicitare foarte drăguță cu 16 acadele care au fost lipite pe plic. Am mai avut și foarte multe bombonele lipite pe ambalajul cărții, dar le-am dezlipit și sunt undeva în celelalte pungi. Și am această carte care se numește Emma und das vergessene Buch și este vorba despre, în traducere, Emma și cartea pierdută, uitată, cartea uitată. Este vorba despre o fată care scrie povești și devine realitate și ea este prinsă în propriile gânduri și imaginații. Deci, da. Abia aștept să o citesc odată ce termin cu lecturile pentru școală. Continuăm cu această pungă și anume avem aici un carnețel foarte drăguț, mov. Mov. Cu aceste sticky notes-uri sau cum se numesc, asortate, tot mov. Mai avem și două măști de față, tot mov. Gume de mestecat care sunt în tot mov. O mascara de la Essence, una nouă, Call Me Queen. Sper să fie bună. Am auzit lucruri bune despre ea, dar o să vedem. Acest lip gloss, tot mov. Și acest... cred că e un strugurel lipstick care își schimbă culoarea. Tot mov, bănuiesc. Și mai avem aici această brățărică albă în punguța asta mov, deci tot mov. I-a încercat să-mi ia totul matching, pentru că de ziua ei i-am luat totul matching în portocaliu și galben, deci ea mi-a luat anul acesta totul în mov. Am aici următorul cadou plus felicitarea de care vă vorbeam mai devreme de la colega care mi-a dat acel chart pentru brățară.
Uitați-vă cât este de drăguță. Și avem aici următorul cadou, tot de la o prietenă. Și anume este vorba de o paletă de la Essence. Sper că nu am uitat ceva, pentru că atunci când era de la restaurant, le-am pus una între alta și nu mai știu cine mi-a dat exact ce și ce s-a întâmplat cu machiajul meu sau de ce este... De ce sunt foarte negră pe aici? Deci, cum spuneam, sper că nu am uitat ceva. El mi-a mai dat și această felicitare în care am un card de 15 euro pentru magazinul online al consolului video. De asta vă spuneam că am primit cadouri legate de consolă. Și putem să trecem deja mai departe. Ok, mai departe avem, nici măcar nu mai știu ce avem, deci o să le revăd și eu după câteva zile, pentru că le-am pus aici și nu m-am atins de ele, ca să pot să filmez asta. Nici eu nu mai știu exact care pungă este de la cine, deci o să vedem împreună. Am aici o cremă de unghii și de mâini și un balsam de buze. Desigur, și o felicitare. Mai avem și o artifică în formă de inimioară. O pereche de cercei în formă de fluturaș. Peste tot, doar fluturaș. Un card cadou pentru DM sau DM sau cum spuneți voi la el, care arată cam așa, în valoare de 15 euro. Continuăm cu această punguță care este destul de grea, uitați-vă ce este înăuntru. Avem aici prima dată un pachet de geleuri, o pungă de geleuri, un pachet de geleuri. Nu zice un pachet de geleu. Mai avem aici o cutiuță cu fructe în ciocolată. Mai avem aici felicitarea. Uitați-vă cât e... este asortată cu mine. Uitați-vă cât este de drăguță. Foarte multe dulciuri, confeti. Și încă un card cadou pentru tot în valoare de 15 euro. Avem aici ultima de două pungi. Și haideți să vedem ce avem înăuntru. O cutie de ciocolată Milka, pe care scrie Happy Birthday. Vreau să menționez că acesta este cadoul de la cea mai bună prietena mea. Mai avem aici și o felicitare și un text enorm. Deci, enorm. Niște măști de față, pentru că știe că îmi plac lucrurile de genul acesta. Și ce mai avem noi aici? Jocul meu preferat pentru care mi-am cumpărat consola, mi-a luat Just Dance 2021, pe care nu-l aveam, am 2020, oricum. Deci... Just Dance 2021. Și mai avem ceva. Mai avem acest roller făcut de ea din hârtie cu un marshmallow, pentru că știe că îmi plac. Și o poză aici cu noi două, ca să o am mereu cu mine când merg undeva. Uitați-vă cât este de cute, iar nu pot să-l mai închid. Și ajungem la ultimul cadou. Plasa e ceva cam mare pentru ceea ce este înăuntru, dar asta este pentru faptul că a fost, de fapt, ampalat în hârtie și l-am pus mai târziu în plasă. Avem aici încă o mascara de la Catrice, care zică e super, super bună, dar... Încă nu am deschis-o ca să pot să vă arăt ce am primit.
Și mai avem aici încă un joc pentru Nintendo, și anume Minecraft, pe care, sincer, îmi doresc să-l joc de mult, dar, da, abia am cumpărat consola, deci nu am avut timp să achiziționez și alte jocuri, în afară de acel Just Dance 2020 de care vă spuneam înainte. Și acum am două mai mult. Încă un lucru pe care l-am primit de la părinții mei și pe care l-am avut în cameră și am uitat să vi-l arăt, este acest charm de la Pandora. Nu știu cât de bine se vede, este un... Uitați un pic. Un 16. Nu, nu se focusează deloc. Este un 16 și aici are o mică inimioară. Nu știu cum să vi-l arăt. L-am întors așa puțin, poate vedeți mai bine. Și aici are o mică inimioară. Este super, super, super drăguț. De la vecinii mei, cam fiecare an, am primit bani în plic. Nu este nimic ce să vă mai pot arăta. Deci, da, cred că astea au fost toate cadourile de anul acesta. Sunt super multe și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru ele și vă mulțumesc foarte mult. Für meine deutsche Freunde, falls ihr noch bis zum Ende geguckt habt, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid zu meinem Geburtstag und für die Geschenke. Ich liebe euch sehr. Vă iubesc mult și ne vedem data viitoare. Pa!